Bună seara tuturor, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova la finalul partidei cu FC Botoșani. Scorul 1-0 prin golul marcat în minutul 93 de către mijlocașul nostru, Alexandru Crețu. În fața dumneavoastră este antrenorul principal al echipei noastre, domnul Mirel Rădoi, pe care îl voi ruga să concluzioneze după această partidă. Mister, vă rog. Bună seara. Un scenariu pe care ni l-am închipuit, ne-am așteptat oarecum, cu momente dificile pentru noi, venind după acea eliminare cu Berșeva. Două meciuri în care n-am pierdut, dar am fost descalificați. Era normal să avem momente de chiar de panică în anumite momente, pentru că oarecum nu s-a șters totul din memoria noastră și acel coșmar, aș putea să-i spun, a rămas undeva în adâncul creierului nostru și era normal oarecum să ne așteptăm la momentele mai puțin dificile, momentele noastre dificile din prima repriză. Am încercat să controlăm această partidă, să avem inițiativă, din păcate nu am reușit să penetrăm apărarea, am încercat anumite zone în care să creăm superioritate, dar nu ne-au reușit de fiecare dată pentru că am avut o posesie lentă și atunci am dat timp adversarului să reorganizeze. Cred că, per total, meritam această victorie, chiar dacă venim în minutul 93. Cred că în momentul de față putem spune că este o victorie meritată a Universității. Mai așteptai să vină golul sau te resemnai cu un egal? Nu m-am resemnat și datorită schimbărilor pe care le-am făcut, pentru că am văzut că nu putem să ajungem între linii, să dăm ultima pasă. Am încercat oarecum prin schimbările pe care le-am făcut să aducem talie. Ne-am gândit că în momentul în care ducem mingea la margine să aducem 4 jucători de talie în careu, după aceea dacă faze fixe vom avea la fel să câștigăm la nivel de talie sau șuturile de la distanță. Și atunci am sperat până la ultima fază că orice centrare în careu, având 4 jucători și cu talie, putem să marcăm. Noua achiziție a dat rezultate. Pasă de gol, Mitrea. E un jucător pe care îl știu foarte bine și nu mă refer doar fotbalistic, și ca om, eu l-am debutat la echipa națională, e un lider, din punctul ăsta de vedere, cred că noi am câștigat foarte mult. Sepsi cred că a pierdut nu doar capitanul de echipă, și a pierdut și liderul. Din punctul ăsta de vedere, oarecum noi ne-am întărit și am slăbit o contracandidată la play-off. Ai vorbit cu Sorin Cârțu despre Mitrea, că și dumnealui spunea că îl cunoaște din perioada de la Iași. Am discutat puțin când a fost luată în discuție aducerea unui fundaș central, pentru că am avut o listă și noi am urmărit anumiți fundași centrali și până la urmă ne trebuia unul care să fie jucat sau să fie antrenat în ultima perioadă și am ținut neapărat să fie și un fundaș central de picior stâng. Și atunci recomandarea noastră în club a fost Mitrea. Ai înțeles ce s-a întâmplat la final? Nu, n-am înțeles, dar și eu am avut un incident și vreau să-mi cer scuze. Am meritat acel cartonaș galben pentru că am avut un gest nesportiv, am aruncat de la gât badge-ul și din punctul ăsta de vedere vreau să-mi cer scuze față de arbitri, față de oamenii de la stadion, față de oamenii de la televizor, fața dumneavoastră, pentru că nu trebuia să fac acel gest. N-am văzut după aceea ce s-a întâmplat mai departe, am văzut că era la un moment dat un cartonaș roșu, nu știu pentru cine, dar chiar n-am observat. Mihai deja spunea că ați desfundat mingile, ați ascuns mingile, ați mingile tot. Scuze. Mingile au fost desumplate de la început de joc, pentru că și eu am avut o discuție cu oamenii noștri vis-a-vis de mingi, chiar și cu antrenorul portarii. Anumite mingi erau desumflate la începutul partidei. N-aveam cum să le desumflăm în timpul meciului. Că probabil le băgaseră deja în sac. Asta nu știu, dar o să verificăm și data viitoare să fim siguri că sunt mingi, indiferent de scor și de minut, o să fie mingile pe margine. Urmează două partide în 4 zile la Sibiu și după aceea cu Viitorul, cu Constanța. Faru. Da, vedem într-o situație puțin delicată, spune pentru Hermastad, prin prisma datorilor financiare către jucători, dar e un lucru care ei se pot motiva foarte ușor și am văzut ce meci grozav a făcut contra FCSB-ului ieri seară, în care, din punctul meu de vedere, puteau să câștige lejer acea partidă. Și ne va aștepta la fel ca și partidele de până acum, foarte dificile. Pentru noi este important să ne menținem acea atitudine, determinare și disciplina tactică, pentru că la un moment dat avem jucători de valoare care poate să facă diferența, dar fără lucrurile astea deocamdată va fi greu să acumulăm puncte, dar cu siguranță că dacă ne vom menține aceste lucruri, din punct de vedere moral vom încerca și vom putea să dominăm și adversarii, indiferent de valoarea lor. Se poate spune că este un restart al echipei după eșecul cu Berșeva în privința campionatului, pentru că acum obiectivul ăsta va rămas.
Cu siguranță, dar nu vreau să mă gândesc atât de departe de campionat. Așa cum am spus și la prezentarea mea oficială, nu-mi place să vorbesc de trofee, îmi place să vorbesc de fiecare etapă în parte, pentru că în fiecare săptămână trebuie să muncim ca să fim mai buni, ca să putem să câștigăm partidele, să câștigăm puncte. Într-adevăr, aveam nevoie de această victorie pentru moral, pentru încrederea noastră, pentru că, așa cum am spus, ne așteptam să fie o partidă dificilă, indiferent de adversarul pe care îl întâlneam în seara asta, cu atât mai mult Botoșani, o echipă foarte bine organizată defensiv. Știam că sunt ceva urme, rămân sechele după acea partidă și ne era dificil, indiferent de adversar. FCSB-ul și CFR-ul sunt angrenate în cupele europene. E un avantaj pentru voi? Este un avantaj, dar este un avantaj mic și vă explic de ce. Din punctul meu de vedere, au un lot numeros și un lot destul de multă calitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, au două echipe jumate și nu cred că poate fi o mare diferență între echipele care le aliniază în cupele europene și echipa care o aliniază în campionat. Mai vin jucători? Deocamdată am vrea să ne stabilim un lot cu două, trei veniri. N-aș vrea să vă spun pozițiile pe care le căutăm, pentru că avem jucători care, după aceea, dacă o să vadă poziție pe care le căutăm și ei cred că sunt implicați, cu siguranță că își vor pierde din motivație. Dar o să fie 2-3 jucători, maxim, care să completăm lotul. Nu mai mult. Mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim. Seară bună! Seară bună! Bună seara! Un meci intens, un meci care, atunci când îl pierzi în prelungiri, este destul de greu. Dar până la urmă trebuie să ne ridicăm, se întâmplă în fotbal și urmează primul meci, joi, avem intermediar, jucăm cu FC Argeș și e foarte important să ne revenim din toate punctele de vedere, și fizic și psihic. Dar până la urmă eu cred că a fost un meci intens și prima repriză mult mai bună și pentru noi, a doua repriză un pic n-am mai reușit să ținem de minge, dar una peste alta... V-am spus, cred că a fost un meci frumos, au câștigat ei în prelungiri și cam asta a fost istoria. Un meci cu tensiune, un meci cu presiune, vă mulțumeați și cu un egal? Nu, totdeauna, niciodată nu mă mulțumesc cu un egal, niciodată nu pregătesc echipa la un rezultat de egalitate, întotdeauna am doresc să câștig fiecare meci, pregătim tot ceea ce facem la antrenament să câștigăm fiecare meci. Eu cred că avem un lot competitiv, o echipă bună și trebuie să creăm această mentalitate de învingător. Ușor, ușor, mi-aș fi dorit să câștigăm aici, atât am putut astăzi. Erați pe un trend ascendent, câștigați la CFR, amânarea meciului cu FCSB v-a scos din ritm? Da... Putem spune și un pic că ne-a scos din ritm, dar nu trebuie să găsim alibiuri. Până la urmă, noi ne-am pregătit bine pentru acest meci și am știut că va fi un meci greu. Universitatea Craiova are o echipă bună, un lot puternic. Ați văzut și la schimbări, imediat s-au văzut schimbările, au împins jocul mult mai mult. Dar v-am spus, și noi cred că până la urmă formăm un grup bun și ușor, ușor să devenim mai puternici. Până la urmă și din înfrângeri învățăm. Ne pare rău că am pierdut, mai ales dacă am pierdut în prelungiri, dacă era în timpul jocului, în timpul celor 90 de minute, poate altfel, dar înfrângerea tot înfrângerea este până la urmă. Ne doream mai mult, ne doream să scoatem puncte, 3 puncte, vroiam să câștigăm, dar atât am putut astăzi. La finalul jocului au fost niște incidente, a fost eliminat un secund al noastră. Ați înțeles ce s-a întâmplat acolo? Da, s-au ascuns mingile, s-au desuflat, s-au ars. Din câte am înțeles, nu mai erau mingi pe nicăieri, pe 2-3 minute și erau mingile desuflate sau nu știu ce s-a întâmplat. Și de aceea nu mai găseam nicio minge ca să putem să jucăm. E ultimul meci pentru Boli? Nu știu. Nu știu nimic despre Boli, nu știu ce s-a întâmplat. Sper, îmi doresc să rămână, pentru că e un jucător de valoare, un jucător cu experiență, un jucător cu calitate, un caracter bun și mi-aș dori să rămână în continuare la noi, pentru că împreună cu el să formăm o echipă puternică. Dar, până la urmă, depinde de conducerea echipei și, până la urmă, de ceea ce vrea și jucătorul. Urmează două partide cu două vecine de clasament, cu FC Argeș și după aceea cu Petrolul.
Da, sunt meciuri grele, toate meciurile sunt grele, să știți. Nu numai cu echipele mari, cred că și ați văzut FC Argeș joacă un fotbal bun, au acumulat foarte multe puncte, e o echipă puternică, deci trebuie să fim foarte atenți fiecare meci. Eu cred că este un campionat echilibrat în care oricine poate să bată pe oricine. Mulțumim! Mersi mult! Mulțumim.